Biserica Ortodoxă a pomenit-o astăzi pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Ziua a primit o semnificație deosebită odată cu Sfințirea Catedralei Naționale în anul 2018. Astăzi, când se împlinesc 3 ani de la marele eveniment, la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul său de învățătură, ierarhul a reamintit credincioșilor dubla necesitate și semnificație a ridicării unei catedrale naționale. Temelia pentru ridicarea acestei catedrale a fost așezată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-un ajun de serbare a Sfântului nostru național, a Sfântului Apostol Andrei. În anul 2007 a urmat ani cu multe pregătiri, cu proiectări, cu consultații tehnice care să ajute ca acest proiect să fie un proiect bine întemeiat, care să dăinuiască un proiect solid, un proiect deosebit care să servească scopului acela de a fi adevărată biserică națională, a fi catedrală a neamului care să încununeze, pe de o parte, visurile și idealurile poporului nostru, să aducă slavă lui Dumnezeu pentru neatârnarea noastră, pentru păstrarea frumuseții spiritualității noastre creștine, ortodoxe, lăsăritene, pentru păstrarea tradițiilor noastre și în care să se pomenească toți eroii neamului, pomeniți cu numele toți cei cunoscuți, dar și pe cei care Dumnezeu îi cunoaște. Și la distanță de 11 ani, după punerea pietrei de temelie, după lucrări ample și foarte complicate, acum 3 ani, în ajun de sărbătoarea aceasta a Sfințirii Catedralei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de mitropoliții țării noastre, au săvârșit slujba de pomenire a eroilor neamului. Și pomelnicele care au fost pomenite de un mare sobor de preoți au fost după aceea așezate în piciorul Sfintei Mese a acestei catedrale, care a doua zi avea să fie sfințită. Tocmai pentru ca acest altar de închinare a Domnului nostru Iisus Hristos, deopotriva Tatălui și a Duhului, a Preasfintei Treimi, să fie și un loc de pomenire a eroilor neamului, un altar național. Catedrala Națională a fost sfințită în data de 25 noiembrie 2018 de Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul a încununat centenarul României și a reprezentat împlinirea unui ideal al poporului român mai vechi de 130 de ani. Credincioșii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească s-au putut închina la racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, adusă de la paraclisul istoric al reședinței patriarhale.